Sute de bicicliști, de la copii de o șchioapă până la adulți, antrenați în fiecare zi pentru astfel de competiții, s-au înscris la cea de-a doua ediție a Polybike Challenge, la cele 5 categorii. Să facă mișcare, pur și simplu, atât de tot. E al doilea concurs al lor. Serios deja? Da. Au 3 ani și 4 luni, anul trecut în vară a fost primul concurs. Am venit să fac un pic de mișcare, să văd cum e atmosfera și să ne simțim bine. Pregătiți normal, să câștigăm, de am venit. Mi se pare că mediatizează sportul, încurajează copiii să facă sport, mi se par foarte bune. Și au câștigat premii substanțiale cei care au urcat pe podiumul competiției la toate cele 5 categorii. Locul întâi la cea de-a doua ediție de Polybike Challenge este ocupat de un sportiv care s-a antrenat specific pe mountain bike cam toată iarna. Proaspăt revenit din Cipru, de la Dinamo Bike Expert Superbet, Bogdan Duca! Bravo, Bogdane, felicitări! Ieri Bogdan Duca a urcat pe podium poziția a treia, dacă nu mă înșel, într-o cursă internațională de mountain bike. Cred că evenimentul e unul foarte bun. Valorile sportive se plătesc cu valorile universității. Valorile universității s-au transmis prin sport, iar predul Poetenici a însemnat și totdeauna foarte mult sport. Ce se întâmplă astăzi aici, un eveniment foarte normal pentru Poetenică și pentru comunitatea Timișoare. Surpriza de la această ediție a Polybike Challenge a fost o tombolă cu numeroase premii, printre care și două biciclete, la care au putut participa toți cei prezenți la eveniment, concurenți și spectatori.